loc să se pregătească de hibernarea de iarnă, pomii fructiferi încep să se comporte ca primăvara de vreme. Temperaturile ridicate de la începutul acestei luni ar putea pune în pericol producția de fructe de anul viitor. Inginerii pomicultori susțin că dacă temperaturile mari continuă să se mențină și în zilele următoare, e posibil ca pomii să înmugurească și apoi să fie afectați de frig, ceea ce înseamnă că la primăvară am putea mânca fructe doar aduse din afara țării. Cei mai afectați de călduri sunt nucii, dar și piersicii, caișii sau cireșii. În ciuda temperaturilor ridicate, specialiștii spun că pomii trebuie pregătiți pentru iarnă. Haideți să vedem de ce tratamente au nevoie livezile înainte de sosirea ninsorilor. Ne situăm în nota de an total necaracteristic din punct de vedere climatic. Adică vedem la momentul ăsta temperaturile ar trebui să fie mult scăzute față de ceea ce avem acum. Practic avem temperaturi de început de vară sau de lună, început de septembrie. Ceea ce ține un pic pomii în vegetație, împinge un pic spre perioada rece. Există riscul ca ei să nu intre în acea perioadă de pregătire de iarnă și să fie surprinși dacă cumva vor surveni scăderi dramatice de temperatură. Se poate și asta. Ce pot face pomicultorii sau proprietarii de grădini ca să evite un posibil dezastru? Din păcate, nu prea mare lucru, dar dacă pe parcursul anului au fost făcute tratamente corecte de fertilizare, e posibil ca pomii să depășească cu bine pragul de căldură. Dacă au fost gestionați corect în perioada de vegetație și mă refer la o fertilizare corectă care să nu fie împinsă foarte mult în vară. Ce înseamnă o fertilizare care o împingi târziu în vară, respectiv iulie, august, împinge pomii spre o vegetație mai intensă și se prelungește în perioada de toamnă mai mult peste limita biologică firească a pomului și există riscul să-l prindă în vegetație perioada rece. Deci trebuie atenție la fertilizare și la dozele de fertilizant și la perioada care se aplică. Nu e bine să se facă mai târziu de sfârșit de lună mai. După aceea, în perioada pentru recoltare, poți interveni eventual cu îngrășăminte foliare pentru potențare, pentru fructe, dar la sol nu mai târziu de sfârșit de lună mai. Toate temperaturile caniculare și anul secetos au dus la înmulțirea rozătoarelor, așa că dacă aveți livezi, ar fi indicat să puneți capcane pentru rozătoare, pentru că acestea vor roade scoarța pomilor, iar dacă e vorba de pomi abia plantați, atacul rozătoarelor poate produce pagube însemnate.